Farul Constanța dă dovadă de un pragmatism extrem în startul acestui sezon competițional. Formația pregătită de Gheorghe Hagi are doar 2 goluri înscrise în 3 partide în acest sezon, însă a acumulat 5 puncte în clasament fără să primească vreun gol. Marinarii se află pe locul 7, însă speră ca în această seară să bifeze un nou succes pe teren propriu care să-i apropie de podium. La Ovidiu vine Sepsis Sfântul Gheorghe, una dintre formațiile în compania cărora au făcut de fiecare dată meciuri spectaculoase. Totdeauna între noi și ei au ieșit meciuri foarte frumoase, chiar și cu multe goluri, atât la ei cât și la noi. Anul trecut a fost 3-3, noi am făcut acum 2 ani la ei 3-3, s-au marcat goluri, se vor marca goluri. Sperăm ca noi să marcăm unul în plus mai mult ca ei și să ne ajudecăm victoria. Constanțenii speră să profite și de forma mai puțin bună adversarilor lor, care vin după o eliminare la loviturile de departajare din Conference League, dar și o înfrângere pe teren propriu în campionat contra nou promovatei CS Mioveni. Știm că va fi un meci greu, echilibrat așa cum au fost toate meciurile când le-am jucat cu Sepsi, atât la noi cât și la ei. Meciuri frumoase, meciuri care au ritm, au intensitate, fiecare... Două echipe care vor să atace, vor să câștige și totdeauna au ieșit meciuri frumoase între noi și ei. Ne dorim cele 3 puncte, sperăm să le luăm. Sunt importante, jucăm acasă, sperăm că publicul să vină să ne ajute, să ne sprijine și să ne ajute să luăm cele 3 puncte. Farul Constanța, Sepsi Sfântul Gheorghe, contând pentru etapa 4-a Ligii 1 la fotbal, se dispută de la ora 18:30 pe arena centrală a Academiei Gheorghe Hagi din Ovidiu.